Ora 16. Sigur că da, câte persoane? În acest restaurant, pandemia a înjumătățit numărul angajaților. Acum mai sunt 3, iar unul dintre ei este și patron, care atunci când ospătarul lipsește, aranjează el mesele. Foștii angajați s-au reprofilat, s-au dus către cu totul alte domenii. Am încercat să-i rechem, au spus că nu mai vor să lucreze în comerț pentru că au instabilitatea asta din cauza pandemiei. Județul cu cea mai accentuată scădere a fost Hunedoara, care a pierdut peste 20% din angajați în 2021, pe când cele mai mici scăderi se înregistrează în Olt, Suceava și Gorj. Sunt și județe pe plus, nu cu mult. Bacăul, de exemplu, avea în 2021 cu aproape 2% mai mulți angajați față de 2020. În cei 2 ani de pandemie, unul din 10 români a rămas fără loc de muncă. Cei mai mulți lucrau în Horeca sau construcții. Agricultura și comerțul sunt domeniile care au pierdut cei mai puțini angajați în această perioadă. Și aviația este un domeniu extrem de afectat de concedieri. Criza de personal se resimte pe toate aeroporturile. Săptămâna trecută, numai pe aeroportul Henri Coandă din București, 3 din 10 zboruri au avut întârzieri sau au fost anulate. Reluarea activității după pandemie s-a întâmplat într-un ritm absolut accelerat. În sensul în care ianuarie-februarie au avut o creștere normală, spun eu, cu 10-15-20% peste ce s-a întâmplat în trecut. Însă, începând cu finalul lui martie, aprilie, mai, iunie, au fost creșteri de dublu și ceva față de activitățile anterioare. Unul din 2 angajați din acest domeniu și-a pierdut locul de muncă în ultimii 2 ani. Toate aceste valuri de reducere a activității au dus la situația aceasta de reducere destul de puternică, zic eu, a numărului de angajați din economie. În acest moment se întorc cu greu sau nu prea vor să se întoarcă pentru că nu știu ce se va întâmpla din toamnă sau din 2023. Analiștii financiari spun că piața muncii nu dă semne de revenire nici în perioada următoare, iar asta își va pune amprenta pe economia țării. Inflație, război, problema stocurilor, lipsa cash-ului și mai nou avem probleme în sistemul de creditare. Băncile au început să fie foarte, foarte atente la creditarea bancară. Deci sunt din foarte multe direcții semnale că acest trend nu se va opri cu siguranță nici în aceasta, nici anul viitor. Un număr mic de angajați înseamnă automat și mai puțin bani la bugetul de stat. Asta va atrage după sine dificultăți în realizarea diferitelor plăți pe care statul le face lunar, precum pensiile, alocațiile copiilor sau salariile bugetarilor.